Pitbull, yeah! Brăduț! Măruț Mărgăritar! Iesle! Iesle! Da, iesle! Ok, bun. Dalbe! Ziurel! Cătilin! Obloace! Ce faceți, mă? Stați, nu vă băgați, că jucăm obligată! Cu ce? Cu cuvinte de Crăciun! A, de-aia Măruț Mărgăritar, iesle! Da, zicem cuvinte cu specific de Crăciun până când cineva rămâne fără! Cine pierde, trebuie să cânte o colindă! Na, păi atunci hai că vă arbitrez eu! N-avem nevoie! Bă! Voi, foarte bine, că au zis unguri niște cuvinte de care nici n-am auzit. Ce-am zis? Dic Cătilin, pe ăsta l-ați inventat. No, hai, cine urmează? Eu, Pruncuț. Iosif. Maria. Mântuitor. Naștere. Trei Crai. Steaua. Capra. Hop, no, aici nu, nu. Ce? Ce capră, mă? Capra, cum ce capră? În ce context, capră? Păi el mere cu steaua, eu mă duc cu capra. Na? Nu-i bun, prea cu conotație sexuală, punct unguru. Corect. Stați un pic, păi capra e capră. Ce, n-am voie să zic capră? Nu, că se poate înțelege altceva. Dar de ce să înțelegi altceva? Că vrei tu să înțelegi altceva, păi ești prost. Nu, nu, are dreptate, capră nu-i ok. De ce nu-i ok? Coptile, nu înțelegi. Nu poți să zici așa capră, că e ofensator. E cuvânt trivial. Nu și dacă o pui în context. Ce? Capra. Să pui capra în context. Da, aici vorbim de obiceiul de Crăciun, nu de poziție. N-a pune capra în context. Cum? Folosește-o într-o propoziție. Da. No, am pus capra în context. No, ho, 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 nu te fă tu nimuricidii astea cu mine. Fă o propoziție normală cu capra. De Crăciun am fost cu capra. Vezi? Conotație sexuală. Ce conotație visați? Eu personal am fost cu capra. Și Borci au fost de Crăciun cu capra personal. La ce te gândești când zic asta? Bingo! Eu mi-l imaginez pe Borcea cu mere cu capra de Crăciun la vecini. Atâta tot. Și la vecine? Și la vecine. Hop! Ah! Ai văzut, coptile? Capra nu-i întotdeauna un obicei. Un obicei fain când îi... Dar Borcea și dacă mere cu colinda la vecine, îi tot cu conotație sexuală. Că ăla împunge tot ce prinde. Da, începe cu colinda și încheie cu capra. No, păi nici colinda n-am voie să zic. Ba, colinda mai mere. No, eu nu vreau să zic colinda, mie îmi place cu capra. Cu colinda nu-i fain. Mă, coptile! Anul trecut am tras cea mai cinstită capra ever. Mă! Ioi! Am făcut la bani cu capra. No, vezi, e discriminator, bă. Pentru că numai un bărbat poate să zică așa ceva. O femeie nu poate să zică. De ce? Păi cum sună din gura unei femei? Am fost cu capra și am făcut bani. Păi nu sună bine, da. Atunci să meargă cu capra pe gratis. Ha? Păi nu e obligatoriu să ia bani? Mă, nu înțelegi, mă, nu e ok. Și atunci cum îi zicem de acum la chestia asta? Mama la ied. Da. Mama iedului. Mama iedului, da. Mă duc cu mama iedului să fac bani. Asta n-are conotație sexuală. Na, păi dacă o zici așa, sigur. Mereți că sunteți voi prea sensibili. Nu mai poți să zici nimic pe lumea asta că se poate interpreta. Eu-ți de vină că aveți mintea bolnavă. Mă, coptile, uneori, chiar dacă așa îi se zice, nu îi zici așa, știi? Da, foarte logic ce ziceți. De exemplu, dacă te cheamă Iliescu, nu te recomand așa. Și cum zic dacă mă cheamă Vasile Iliescu? Zici, mă numesc Vasile, nume nefericit. Aha, și capră când am voie să zic? Aproape tot timpul, dar aproape niciodată. Important e să-l folosești corect în propoziție. Dați-mi un exemplu. Am fost la stână și am mulț capra. Ce culoare era? Cine? Capra. Neagră... Nu era albă. Nu, dar ce culoare? Un alb, așa, murdar. Cât e murdar? Foarte murdar, cel mai murdar. Cum să-ți explic? Albul și celălalt alb nu-s culori, mă, sunt colore. M-ați plictisit cu semantica. Mă duc undeva unde pot să zic ce vreau eu. Stai, unde mergi? Mă duc la Viflaim. La Viflaim. Coptile, ai băgat space? Tu știi unde e Viflaimul, bă? Da, aici e după colț, acum s-a deschis. Viflaimul? Da, așa se numește! Viflaim Pub! E un pub de colinde! Pub de colinde? Da, karaoke cu colinde! Și cum e înăuntru? E așa fain decorat roșu ca de Crăciun? Nu știu roșu, că se sting luminile la karaoke și e așa... întunecat! Să rămână! Stai, mă, coptile! Bine, mă, mă duc eu să tai niște lemne! Stai, mă, bă, ungure! Pe ce tai lemnele? Pe capră!